când am venit aici nu mi-a fost așa greu, pentru că eu am mai învățat să scriu în română și tot aceleași cuvinte se scriau în limba italiană, cuvinte, litere. Se scriu așa tot în cursiv. Nu știu, școala în Italia era mai frumoasă din punctul meu de vedere, pentru că erau mai mulți copii față de aici. Aici suntem vreo 5 și acolo erau vreo 20 în clasa mea, dar tot mai faină aici, că sunt în țara mea. Mi-a plăcut, m-am bucurat foarte tare pentru că am și niște vecini care mi-s prieteni foarte buni. Și chiar mi-a plăcut. Adică și lui fratele meu mi-a plăcut și m-a fost mai bine pentru familia noastră, să zicem. Îmi lisește școala și prietenii. Și fotbalul, că acolo mergeam de două ori pe săptămână. Mergeam marțea și joia. Și aici mergem, nu știu, câteodată, miercurea sau mai mult vinerea. Și am jucat odată, parcă am fost cu ăștia mai mari de 2 ani, am fost în echipa lor, ca portar, și am jucat cu ăia de 2008-2006, parcă. Și am câștigat 5-3. Aici îmi place mai mult că viu cu prieteni și jucăm fotbal și în Italia nu-mi plăcea că eu nu m-am casă să steam, nu aveam voie să ieși afară pentru că acolo eram la bloc. Și ne, mie că mă fura cineva. Serios? Aici ești unde vreau, mă duc unde vreau. Am fost destul de bine. Și nu ne dă nici multe teme. În Italia noi scăpam la 1 mereu și lunea și miercurea stăteam până la 4, pentru că mâncam acolo o oră, de la 12 la 1 mâncam. În Italia trebuia să-mi deschidă mami blocul și blocul și casa, apartamentul, pardon. Și aici nu m-am intru în curte și îmi deschid ușa și ajung acasă. Materia mea preferată, deci am 4 preferate. Geografia, știința, matematica și istoria. Numai că dintre astea 4 îmi place cel mai mult știința. Mie îmi place fotbalul pentru că îmi place să dau goluri și să mă bucur de aceasta. Și mai îmi place să fiu atacant și în Italia am fost portar 3 ani. Ultimul meci am jucat între noi pentru că Sfântul au fost copiii majoritatea bolnavi și n-au putut să vină. Aș mai încuraja copii să vină aici la școală pentru că e mai frumos aici în țară decât în străinătate. Păi știi că aici ești în țara ta, unde au locuit și părinții și bunicii și ai toate rudele aici, în afară de în Italia. Pentru Alberto adaptarea a fost mai ușoară pentru că el venea și în vacanțe la bunici și își vizita rudele. Norocul a fost să vină la mine în clasă și pe mine mă cunoștea. Știu că se plimba odată cu taică-său pe stradă și a spus, uite, o vezi, doamna aceasta a fost învățătoarea mea. Și probabil că asta chiar l-a liniștit, n-a fost stresat când a venit într-un colectiv nou și a fost foarte bine primit. Da, mai avea niște lipsuri. Acolo au avut alt stil de a învăța și de a lucra. Și sigur că i-a fost greu, mai ales să scrie, să se adapteze, să scrie în românește, dar foarte repede s-a adaptat cerințelor noastre și mai ales că el este un copil deschis și receptiv la nou. Și cred că îi place la noi la școală. La Lădăuți îmi place foarte mult atmosfera, chiar dacă este un sat foarte mult și nu prea cunoscut. Îmi place cum trăiește lumea de aici și că toți încearcă să se înțeleagă între ei. Îmi place școala de aici, chiar dacă este una mică, este foarte bine pentru că poți fi prieten cu toți și poți ajunge cine vrei chiar dacă ești într-o școală mai mică, dar asta depinde numai de tine. Mama mea lucrează la un bar, iar tatăl meu lucrează la o fermă, la un abator. Eu stau aici cu bunica și cu fratele meu, deoarece vor să construiască casa. Am început-o deja și mai avem puțin de terminat. Cu părinții mei comunic online, aproape zilnic și este foarte bine pentru că asta mă ajută. Mă ajută prin faptul că mai alină dorul de ei, deoarece totuși îi văd zilnic într-un fel și îi aud, chiar dacă nu sunt lângă mine.
Dacă iau o notă mică, mereu mă încurajează că pot să fac mai mult, pentru că știu că pot să fac mai mult, dar asta depinde și de mine și de ceea ce vreau eu. Și pentru faptul că trebuie să mă ambiționez pentru a lua note mai bune. Aș vrea să merg la liceul din Brașov pe filologie, iar apoi să continui cu facultatea militară, pentru că mi se pare interesantă. Îmi place că toți copiii încearcă să se strângă cât de des, să se joace și să se întâlnească cu alții și mai mult să se distreze.